Deschiderea oficială a târgului de produse handmade va fi pe 27 februarie, iar produsele vor fi expuse în holul Casei de Cultură a Sindicatelor Dacia din Mioveni până la finalul zilei de 28 februarie. Casa de Cultură a Sindicatelor Mioveni, în colaborare cu Clubul Galatea și Centrul Cultural Mioveni, vă invită să luați parte la deschiderea expoziției de produse handmade. Piața produselor handmade este în plină dezvoltare, iar clienții își îndreaptă tot mai mult atenția către astfel de produse, care sunt de efect și prezintă un raport calitate-preț extrem de bun. Cred că ne scriem în trendul de dezvoltare a societății românești, dar să spunem a societății comunitare de la Mioveni. Este, în opinia mea, un alt nivel de dezvoltare culturală a societății. Știm să apreciem mai bine, ne întoarcem spre frumos, sau poate și conceptul de dezvoltare durabilă, când ne întoarcem la produse refolosibile și vrem să creăm din aceasta ceva. Aș mai vrea să punctez dezvoltarea industriilor creative în plan social. Deci o întoarcere la frumos, la viața bio, la principii mai sănătoase de organizarea vieții și de înfrumusețarea acestea. Cei care doresc să-și vândă produsele în cadrul acestui târg sunt așteptați să se înscrie până la data de 25 februarie la Casa de Cultură a Sindicatelor Dacia din Mioveni.